27 martie. Lupta forțelor nevăzute. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6:12. Domnul ar vrea să ne trezească mințile în ceea ce privește îngerii răi. Hristos nu ne spune despre pericolul ce ne amenință din partea atacurilor dușmanului apostaziat, fără să ne asigure puterea pentru a rezista fiecărui atac. Agenții încerești, atât buni cât și răi, se silesc să stăpânească și orice influență ce se exercită trebuie cercetată cu grijă. Satan este întotdeauna în alertă pentru a înșela și a duce în rătăcire. El face uz de orice vrăjitorie pentru a atrage pe om în calea largă a neascultării. El lucrează la a amesteca simțurile cu simțămintele false, a îndepărta punctele de reper punând inscripții false pe indicatoarele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru a indica drumul corect. Ființe cerești sunt desemnate să-și îndeplinească lucrarea lor de slujire, de conducere, de veghere și de stăpânire asupra acelora ce vor moșteni mântuirea, deoarece acești agenți răi se silesc să eclipseze orice rază de lumină din suflet. Nimeni nu trebuie să dispere din cauza înclinațiilor spre rău moștenite, dar când Duhul lui Dumnezeu convinge asupra păcatului, cel greșit trebuie să se pocăiască, să-și mărturisească și să părăsească păcatul. Santinelele credincioase veghează pentru a conduce sufletele pe cărarea dreaptă. Mințile oamenilor sunt stăpânite fie de îngeri decăzuți, fie de îngerii lui Dumnezeu. Mințile noastre sunt date fie sub stăpânirea lui Dumnezeu, fie sub controlul puterilor întunericului și va fi bine să ne întrebăm unde stăm noi astăzi. Sub standardul însângerat al prințului Emanuel sau sub drapelul negru al puterilor întunericului. Atâta timp cât poporul lui Dumnezeu își păstrează credincioșia față de el, atâta timp cât ei se lipesc cu credință vie de Isus, ei sunt sub protecția îngerilor cerești și lui Satan nu îi se va permite să-și exercite asupra lor arta sa diabolică spre distrugerea lor. Cea mai mare bucurie pentru îngerii din cer este de a răspândi protecția dragostei lor gingașe asupra sufletelor care se încred în Dumnezeu.